Salut și bine v-am găsit într-un nou episod! Astăzi o să vă arăt ce cumpărături am făcut eu și de ce fac chestia asta. Ei bine, hai să vă spun un short story time. De pe data de 14 noiembrie până pe 24 decembrie, Cosmin și cu mine ne-am decis să ținem post. Știți voi, postul ăla de Crăciun tipic românesc. Ceea ce înseamnă că nu avem voie să mâncăm produse animale. Deci mai pe scurt, că toți suntem în Anglia și putem să ne permitem, suntem vegani, efectiv. Trebuie să mâncăm orice tip de mâncare pe bază de plante. Ei bine, astăzi am făcut niște cumpărături și vreau să vă arăt ce am cumpărat astăzi. Toate produsele sunt vegane, efectiv vegane, și o să vă arăt. Pentru cei care credeți că a fi vegan, bine, și pentru o scurtă perioadă de timp, este greu, este într-adevăr greu dacă ești o persoană care mănâncă, de exemplu cum este Cosmin, este mâncător de carne, efectiv, mănâncă carne, atunci da, este greu. Dar pentru persoanele ca mine, care nu prea mănâncă carne, doar așa odată la... atunci nu ar fi o problemă. Totuși, există anumite semne de întrebare, pentru că, de exemplu, cum sunt eu, oamenii care iubesc foarte mult dulciurile, mai ales cele pe bază de ciocolată, există un semn de întrebare. Pot să mănânc ciocolată sau nu? Ei bine, răspunsul este da, puteți să mâncați și o să vă arăt astăzi exact ce am cumpărat. Astăzi o să facem pentru la cină un burger cu niște cartofi la cuptor și o să vă arăt ce am cumpărat special pentru această masă, dar am luat și ceva dulce, tocmai pentru a vă arăta că se poate. Am luat pizza. Da, băi, oameni buni, există pizza vegană și credeți-mă, este foarte, foarte bună. Am luat două pizza de genul ăsta. Vedeți, este vegan. Este foarte, foarte bună. Dacă mai pune și ketchup pe deasupra, deci nu ziceți că e vegană. Am luat două de genul ăsta. Și am mai luat una, am găsit-o astăzi. Această pizza este roasted vegan and hummus. Deci are ceva bază de hummus și mie îmi place foarte mult hummusul. Așa că am luat să o încerc. Și ea este tot pizza vegană. Scrie aici, deci nu vă mint. Aici undeva este desenul de la pizza, de la logo-ul de la vegan. Pentru burgeri, carne pentru burgeri, am cumpărat acest produs. Da? Deci este special pentru vegan. Unde scrie? Chiar aici în colț scrie că este vegan. Da? Deci, într-adevăr, mâncarea vegană este foarte scumpă. De exemplu, dacă vreau să cumpăr pentru carne de porc, de exemplu, burger cu carne de porc, o cutie cu două de-astea m-ar costa undeva la 1,75 lire, 1,90 lire. E bine, cutia asta cu doar două bucăți a costat 2,80 lire sau 2,40 lire, ceva de genul. Și am și bonul, o să vă zic la sfârșit cât m-a costat doar aceste produse. Da, deci există și carne pentru vegan, pentru burger. Bineînțeles, trebuie pâinea, care și asta este tot vegană. Așa, asta este bună și pentru vegetarieni. Salata, bineînțeles. Roșii, bineînțeles. Nouă ne place foarte mult sosul ăsta de verdeață cu ceapă, usturoi sau ce mai are. Am rămas surprinsă să văd că au și pentru vegani așa ceva. Cine este în Anglia știe despre ce vorbesc. Da, deci am rămas surprinsă să văd că au așa ceva și, și pentru vegani. Scrie aici vegan, deci este aici logo-ul. Cașcaval, bineînțeles. Nu găseam cașcavalul și începusem să fac griji ce cașcaval să pun, că nu pot să pun orice tip de cașcaval, pentru că alea normale conțin lapte. Așa că am găsit ăsta, 100% vegan, scrie aici. 100% vegan și arată foarte bine. Chiar abia aștept să-l încerc. Deci cașcaval vegan. Wow, amazing. Așa, cam asta ar fi pentru burger. O să fie și cartofi, o să fie și castraveți murați, ardei. Dar produsele de bază pe care normal le folosești pentru carne sau cașcavalul normal care conține lapte, e bine, le-am găsit și în categoria vegan. Așa. După aia, mai există posibilitatea asta, cui îi place, nu știu, de exemplu, vreți să faci niște chifteluțe cu sos și orez sau mai știu eu ce altceva. E bine, asta este varianta perfectă, lui Cosmin îi plac foarte mult biluțele astea. Meatballs free. Mai există o altă categorie de meatballs, aceasta, deci ăsta este... Sunt două branduri diferite, dar
conținutul este același, tot așa vegan. Foarte bine. Pentru iubitorii de dulciuri, e bine, am găsit aici niște cupcake sau muffins, cum se spune de fapt aici. Muffins cu ciocolată, care bineînțeles sunt vegane, plant-based. Deci tot ce este aici este plant-based și ele sunt tot așa vegane. Tot aici am, aici sus este logo-ul de la vegan. Am mai găsit, mamă, deci mie îmi place foarte mult cheesecake. Credeam că nu o să mai apuc să mănânc până de Crăciun pentru că nu știam că există și varianta vegană. E bine, oameni buni, am găsit varianta vegană cheesecake. Așa arată, plant-based, și ca să vă dovedesc că este pentru vegani, stați așa, aha, aici în spate, este logo-ul pentru vegan, nu știu dacă se vede din cauza luminii, dar este pentru vegani, cam așa arată. Produsele astea, ăsta îl găsiți tot așa, asta e compania, găsiți cu tot felul de arome, dar momentan... Pentru vegan, ăsta era singurul pe care l-aveau și bineînțeles că l-am cumpărat. Și da, cam atât. Cam atât am cumpărat pentru cina de astăzi, plus pizza care asta o să se mănânce mâine sau poimâine sau vedem noi. Dar în orice caz, e incredibil faptul că există atât de multe opțiuni și pentru oamenii vegani. Gândiți-vă că noi suntem vegani acum pentru că trebuie din cauza postului, dar gândiți-vă că sunt oameni care trăiesc, deci efectiv ăsta este stilul lor de viață, să fie vegan, nu vegetarian, vegan, și supraviețuiesc, sunt atât de multe opțiuni și chiar mă bucură chestia asta, efectiv, mai ales, deci pizza asta, Doamne Dumnezeule, deci și dacă nu sunteți vegan, trebuie să o încercați, e genială pizza asta, efectiv. Genială. Da, deci toate cumpărăturile pe care le-am făcut, le-am făcut la Asda și pentru punga asta am plătit 30 de lire și 80 de pii. Nu știu dacă se vede undeva aici, stați așa. E din cauza focusului. Deci undeva aici scrie 30 de lire și 80 de pii. Mi se pare un pic cam mult pentru ce am luat aici, dar asta este riscul meseriei, vrei să mănânci sănătos, atunci trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar, dar mă rog că pe noi nu o să le țină veșnic chestia asta, mai avem 2 săptămâni și gata, am scăpat de chestia asta. Sper că v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și noi ne vedem data viitoare într-un alt episod. Vă pupa, pa, pa!